Dragi membri ai Asociației Ridică-te și umblă, iată-ne astăzi că am poposit în vestul țării și cele 3-4 filiale, Arad, Lugoș, Ineu, Timișoara și Oradea, astăzi și mâine au avut și vor avea acțiuni umanitare. Ce înseamnă sau ce crezi, domnule Mircea Costel Baratosin, că a însemnat pentru persoanele cu dizabilități, beneficiari ai Asociației Ridică-te și umblă, filiala Oradea, prezența și a unor persoane din București, de la centru, dar și această acțiune care s-a desfășurat astăzi în municipiul Oradea și nu numai? Asociația Ridică-te și umblă Oradea, București și întreaga Românie, pe care o acoperă în cele 30 de filiale, am putea spune că și-a făcut datoria. Nu a vorbit doar la televizor și la radio Vocea Speranței și Speranța TV, ci a vorbit cu fapte reale. Și asta s-a demonstrat prin darurile pe care le-au primit din partea Asociației Ridică-te și umblă și sponsorilor pe care tu poți să-i menționezi și să le mulțumim în acest moment. Te rog. În jur de 200, chiar peste 200 de familii au primit pachete și se bucură de o mică atenție din partea asociației. Cât de important crezi că este lucrul acesta pentru o persoană cu dizabilitate? Am spus, înseamnă că le-ai dat importanță și că nu sunt singure aceste persoane. Și aș vrea să le mulțumim tuturor sponsorilor și Consiliului Național pentru Persoane cu Dizabilități, și Penny, și Kaufland, și toate banca de alimente și cine a mai fost implicat în această perioadă în ajutorarea persoanelor cu dizabilități, celor care chiar n-au avut ce pune pe masă. Mulțumim tuturor și sperăm că la Oradea să se ridice în același timp la nivelul celor de la București, celor de la Arad și celor din toată țara și să fim acea familie pe care noi o așteptăm cu toții. Ridicați-vă, umblați și alinați-vă sufletele stând aproape de Ridică-te și umblă. Vă mulțumesc! Dragilor, după Constanța, București, Ploiești, Buzău, Râmnicu-Sărat, Brăila, Galați, Alexandria, Râmnicu-Vâlcea, iată că Asociația Ridică-te și umblă a fost și este prezentă în Timișoara, Arad, Lugoj, Ineu, Oradea. Și Satul Mare. Și curând. E și Satul Mare. Și deja. Satul Mare. Da, este. De aici, din studioul de la Oradea? De la Oradea a emisiunii Lumea în Obiectiv, ne l-au rămas bun de la Mircea Costel Bratosin. La revedere! La revedere de pe pagina Asociației Ridică-te și umblă Oradea. Vă salutăm pe toți! Rămâneți aproape!